Chiar dacă scade vârsta de la care tinerii României decidă să devină independenți și se mută de acasă, toți sunt fruntași în topul european al celor care stau cât pot de mult cu părinții. Tot noi suntem și pe locul întâi la decalajul de vârstă dintre fetele și băieții, care fac acest pas important, astfel că fetele se rup mai repede de familie, în timp ce băieții își doresc să copilărească mai mult. Datele apar în cel mai recent studiu. Potrivit Eurostat, tinerii români sunt printre europenii care pleacă mai greu din casa părintească. Motivele diferă de la un caz la altul, însă de mai multe ori situația financiară primează. Alfred Bulai, directorul Departamentului de Sociologie de la SNSPA, e un fenomen trist în sensul în care imposibilitățile și problemele economice creează această presiune de a rămâne în familie, nu că ar fi mai puțin independenți sau că și-ar dori mai puțină independență. Primii care se mută totuși imediat după liceu sunt cei care intră la facultate, Specialiștii spun că nordicii au politici clare în acest sens, în timp ce țările din sudul Europei nu stau atât de bine la acest capitol. Dovadă sunt cifrele. Cele mai mari vârste au fost înregistrate în Croația, 33,4 ani, Slovacia, 30,8 ani și Grecia, 30,7, iar cele mai scăzute în Finlanda, 21,3 ani, Suedia, 21,4 și Danemarca, 21,7. În țara noastră se înregistrează și cea mai mare diferență între vârsta bărbaților și cea a femeilor. În momentul în care pleacă de lângă mama și tata. Și în acest top România deține un loc fruntaș. Bărbații pleacă din casa părintească mult mai târziu ca femeile din țara noastră, iar această diferență ne clasează pe locul întâi în Uniunea Europeană. Este vorba de o diferență de 4 ani și 5 luni. Tinerii pleacă de acasă în jurul vârstei de 30 de ani, mai exact la 29 de ani și 9 luni, iar tinerele la 25 de ani și 4 luni. La polul opus se află Luxemburg, Suedia și Danemarca, unde diferența este de 5-6 luni. Vârsta medie din Uniunea Europeană este de 26,4 ani, cu diferențe mari de la o țară la alta, în funcție de nivelul de trai, dar și de cultură, relatează știrile proteve.ro.